frate care te ajută. Unul singur așa ca el face cât o sută. Când-l sun răspunde oricât ar fi ceasul, nu se dă înapoi că știe că-i prasul. Și dacă mă simte că nu-mi e bine, fuge de acasă, vine după mine. Zburară. Ziceți! Și cine să fie doamna care ne-a trimis cu surpriza asta în zilele la dumneavoastră? Aia care mă iubește mult! Dar bineînțeles, altfel nu ne-am aflat aici. Ceva logic, ceva logic. Nu. Știu că am o iubită foarte mult. Adică mă iubește foarte mult. Cine să fie persoana care doamne ne-a trimis aici? Doamnele, care mai am mult ceva? Alături de dumneavoastră. De fapt... Am spus bine, am foarte multe și nu știu care dintre ele. Păi haide să le luăm la rând. Asta e prima mea iubită. Uitați-o aici. Draga mea, știi ceva de surpriza noastră de la tine vine? Nu? Da, de la tine. Gheata. Alta, hai să vedem. Le luăm la rând. Cine să mai fie? Se ia la toate la rând? Are trei încercări. Are trei încercări. Deci una s-a dus. Trei încercări. Una s-a dus. Trei încercări. Păi, ce vedem că aveți aici o adunare foarte mare, alături de dumneavoastră. Să fie oare cineva de aici, nu? Păi, ce posibil? În stânga, în dreapta, unde sunt posibil? Unde vrei? Da, unde vrei? Eu am impresia că e din partea surorilor. Din partea surorilor? Tot ce e posibil. Aveți surorilor multe surori? Și... Am. Două, trei, câte sunt? Am ceva de gen. Păi și sunt aici alături de dumneavoastră. Exact, exact, exact. Haideți să vedem. Avem aici o sticlă de băutură. Domnișoara, ai grijă la alcool. Țineți dumneavoastră tortule etol. Nu ne dă de gol cu nimic. Nu scrie acolo fratele meu, iubitul scrie, Ilie, meu. Nu scrie absolut nimic. La mulți ani, Ilie. Ceva de gen, nu? Mulțumesc, la fel. Avem, în schimb, aici, în felicitare, un nume. Exact. Vrei să-l spun cine? Da. Fănică. Haideți să vedem. Nu, frate, îți doresc să ai succes în ceea ce îți place să faci. Ce este important pentru tine? Îți doresc să ai succes. În continuare, Îți doresc să ai succes în ceea ce îți place să faci, este important pentru tine. Îți doresc să ai o zi minunată, la fel ca tine, frățiorul meu. Dumnezeu să-ți dea sănătate și fericire în viață. Este într-adevăr un frate, o soră, dar din câte a spus și dumneavoastră, sunt mai mulți. Din partea fratelui și surorilor. Nu, din partea fratelui Mario venim cu prima surpriză pentru dumneavoastră, că mai avem. Dacă sunteți frați mulți, sunteți uniți? Exact. Vă iubiți? Foarte mult. Ce este cel mai important? Foarte mult. Acum, domnul Mario a fost primul, nu știu, l-avem aici aproape. Aici, sau aici. Spune-i lui, dragul și iubitul meu frățior. Drag, iubit și frățior, îți mulțumesc pentru că ești în viață și că ești alături de familia noastră și n-am cuvinte ce să spun că ești aproape. Bun, și la mulți ani unde? Că nu-l auzi. Ești la mulți ani și multă sănătate. Bun, îmbrățișare și pupicu. Așa. Bun. Muchii, transmite multă sănătate. Bun. Frate meu, doresc multă sănătate ca Domnul să-l știu. Bun. Mamă, tot ce faci, Domnul, să te bucurie, să te dea sănătate și multă fericire. La toată lumea. Domnul, te bucurie, Doamnă, vă rugăm fără lacrimi aia. Mulțumesc. Mulțumesc. La mulți ani, frate meu. Doamna, păi ce facem?
fără lacrimi, Doamnă! Ei! Mulțumim, mulțumim! Dar câți frățiori sunteți toți? 5. Foarte frumos! Foarte frumos! Mulțumim, Văruț! Și am și pe... sănătate și fericire! Mulțumesc! Fănica nu fu de data asta! Mulțumesc! Bun! Hai să vedem prima melodie. Când ai pe lume un frate care te ajută, unul singur așa că e fața când o ajută. Când îți sunt răspunde orice, dar pe ceasul nu se te înapoi. Și dacă mă simte când nu e bine, posibil. Aveți multe? Nu mai știu. Multe, pe toate drumurile. Pe toate drumurile. E bine atunci. Haideți să vă citesc cel de-al doilea mesaj. Bun este. Am o iubită foarte, foarte, care nu pot să-i pronunț numele. Aoleu. Vreți să-i pronunț numele? Păi spuneți. Se numește Ilona. Aia e iubita mea cea mai... Aia e viața mea. Dar nu cred să fie. Ba, eu cred că da. No. Eu spun sincer, asta e iubita mea și viața mea. Nu e. Adevărat. Fiul meu, chiar dacă viața ne-a împrăștiat prin lume, dar mereu țin minte că tu ești fratele meu. Și indiferent de orice s-ar întâmpla, ești fratele meu și eu sunt surioara ta. Te iubesc, dragul meu, cu drag din partea Fonicui. Și cum n-a tu Cristine? E ceva de la soră, dar... Aici am un cadou, o poză. Țineți-l dumneavoastră. Așa. Și... o melodie mai avem dedicată dumneavoastră. Eu știu bine că
pietre atâta vreme, dar n-a valoarea bunului țate. Mulți ani, Ilie, și acum așteptăm să... Urez multă sănătate, la mulți ani, să fii fericit și să meargă bine afacere și să mergi înainte. Mulțumesc la fel. Bun, îmbrățișare și pupicul. Mulțumesc la fel. Bun. Pe... Tatăl meu, urez multă sănătate. Doamna, dar fără să plângeți. Mulțumesc să plânge, mă. Bun. Un pic mai aproape de el, vă rog. Bun. Bine, Vasile. Bună, Vasile. Bun. Ilie, pe cine luăm? Aplauze! Bun! Azi în sărbătoare,
Urmează ce zici tu. Pot să spun că îmi mulțumesc la fratele meu pentru că nu mă așteptam la surpriza care mi-a făcut-o și îmi mulțumesc la toate turile mele de aici de inimă și le iubesc și să nu uite că sunt fratele lor și le iubesc enorm de mult și le mulțumesc de inimă și la fratele meu și la surorile mele. Și mulțumesc lui Dumnezeu și să-mi țină părinții în viață cât se poate, să pot să mă bucura de ei. Bun. Și la lumea din jur le mulțumesc că au venit și să bucure de evenimentul care îl facem împreună. Le mulțumesc la toată lumea. Domnul Ilie, am înțeles că nu sunteți singurul sărbătorit de astăzi. Mai avem o mică domnișoară. Ilona, am înțeles că este și ziua ta, da? Câți anișori ai făcut tu azi? Mulți înainte, draga mea. Păi, hai să cântăm și pentru tine la mulți ani astăzi. Ne dai voie? Haideți cu toții să-i cântăm. Domnișoară, ne dai voie un pic?
Mai devreme spune că am iubite multe, nu? Asta e singura mea iubită. Ce pot să iubesc pe lumea asta. Și asta credeam că vine cadoul din partea ei, dar m-am înșelat. Și așa că iubita mea e Ilona. Asta e viața mea. Și o iubesc până... Bun, îmbrățișarea și pupicul. O, bun! Bravo, aplauze! Bun! Ilona, cum te simți la 7 anișori? Te întrebi? Bun! Și tu, tati, la 27, cum te simți? Păi, simt că după așa de-aia cam 20. Bun! Și mulțumesc Bunului Dumnezeu că mă ține sănătos la vârsta de 39. De 27! Hai, sănătie! Atât, bravo! Atât, bravo!
următoare. Dar eu știu bine că și el simt că camină la fel. Dau 1000 de palate pentru tine, dragă frate, că palatele-s palate, niște pietre adunate, dar n-au valoarea unui frate. Niște pietre atunate, dar n-au valoarea unui frate.